Dar este o femeie că, băgată sus la oxigen în comă. Când se duce, eu eram așa. O sufla șeava și mă trimit la Iași la operează la creier. Pe creier. Mă operează pe creier. Am spus, Doamne, ia-mă, Doamne, ia-mă. Așa v-ați rugat? Da. Am spus, Doamne, ia-mă, că vezi că nu mai pot. Doamne, nu mai pot. Și a spus Dumnezeu, zice, am spus, am plâns. Ne-am dorit o fetiță. Da. Ne-am dorit un copilaș. Când a murit fetița, a fost așa. Eram în casă eu cu mama și vine Petre, rebi. Și am zis, Doamne, iartă-mă. Dragi frați și surori, suntem în casa surorii Dora. Ea are o poveste de viață destul de lungă și complicată, dar astăzi ne va spune despre cum Dumnezeu a susținut-o și i-a dat putere prin toate circumstanțele vieții. Sora Dora, spuneți ceva despre dumneavoastră, din copilăria dumneavoastră, când v-ați întors la Domnul. Am crescut, bunica când a venit mama aici, deja era pocăită, moșul era mort. Și am început să meargă mama la adunare. Și eu după dânsele. Așa. Ce vârstă aveți? De cum a început să pășesc, să merg în picioare, să pot merge pe drum. Așa. Eu știu, nu mai știu că cum, cine vinea la noi la adunare și avea, atunci nu se pune problema. Scotea o foiță așa de căietă așa și citea o poezie așa. Așa. Și am zis, zic, Doamne, dacă Tu mă ajuți să învăț poezii, promit că niciodată n-am citesc poezia din asta. Atâta să învăț zi și noapte, stau cu capul acolo. Să o știți din memorie. Să o știu din cap. Să nu trebuiască, că nu, și grijă aveam. Frați mai mari, nici n-aveam nică, așa nu aveam grijă nimănui. Liniște totală, tătă casa și o puneam și recitam, învățam. Și apoi brodam, puneam mașina așa ea, la geam, puneam căietul așa cu mașină și din coace așa și din coace așa. Aveam, atunci era prea la Ceaușescu, era pământul din spate, de bani, dar asta era a noastră, deodată, ceapeu. Da, da. Așa. Și nu era atunci cai, mașini de dat țărn, cum i-am un. Luam, puneam căietul poezie într-un capăt de rând și citeam o strofă. Și tragem la sapă și memoram și tot recitam până cap cealaltă. După aceea ea venind înapoi, eu mai recitam și iară, după aceea iară altă strofă. Și apoi râdea vecinul din mine. Eu am spus, uite, mi-a venit o luptat plivală și nu dat gata de dat țărnă la baraburi, dar nevastă, dar tu nu dai seama să ștergi ceva în capul cealaltă de rând. De, și faci, și faci, că faci o poezie. Mă uscât, în data mare, Timariță. Data mare ne lașa ai singur. Nu mai stați pipa și nu mă bărit încă. N-am de gând, că n-am când. Și câte poezii ați învățat în felul ăsta așa? Nu știu, frate. 10? 20? Nu știu. Mult, oricum, multe. Dacă eu în tătul duminică aveam o poezie. 9? Poezii 9? 9, sigur că da. Deci în fiecare duminică... Și să mai vezi ceva. Facem naveta cu... Da, cu băieți, cu fete, din slavă, cum e așa. Și un... băiat de mai cel mai dincolo, pocăit la adventiști, zice el că eu lucrez în construcții cu niște băiați pocăiți din Iazlou, băiață, prin părțile și alea așa. Zic, mă, Ion, zic, întreabă-i băiață și ea, n-au cărți, căiete de poezii, că eu în seara dacă ne aduci căietul, tot noaptea stau să scriu și în dimineața să-l dau intact. Și așa facem. Și mama odată a văzut că e ora 6, că e la 5 jumate la autobuz de Rădăuță. Proșesa lui aici. Și eu nu s-a acasă, iau găleata cu găleată, că noi n-aveam. Aveam fântână, dar nu era apa prea bună. Mai scoteam mai mult pentru spălat, așa. Și mi-a apa și iese o fântânită ce așa, după casa asta de aici, așa. A treilea casă, cum ar veni, era o fântână. Și ia găleata și se duce după apă. Și mă vede acolo și eu acolo m-am fost oprit cu dânsul, că el îmi mai povestea. Că eu le-a spus că zici, au întrebat de unul, întrebat de altul, de căieți, căieți, păie, așa. Și mama, două străge acasă, era iarna. Vine acasă,
în scuturi, ci smuliți, le dau jos, le pun dincolo în casă, sub cuier de haine, dau jos haina, pun în cuier, mă prinde și așa între uși și îmi dau bataie, frate, și am o să înțesc. Și câte zile mai are trăit să fac mâncare în două oale, că e bea celălalt adventist. Și a zis, da, mamă, zic, uite, caiet, uite așa. Nu, m-am mințit așa, așa, așa. Și le-a dat o bataie de tot atâta. Am mult mai putea, dar așa, mă, așa, așa, mine, așa. Și eu zic, mamă, mâncați, adăși un șor în cap, o moară, mă, și-a scăpat de mine. Și că până câte zile mai are de trăit să fac mâncare în două oale, că nu mănânc carne de porc, știi? Așa, așa. Și stai să vezi ceva. Și m-am maritat cu dumnealui, cu Petre. Și am paralizat. Și mi-a zis doctorul, frate, carnea de porc câte zile mai am să mă pun în gură. No. Uite, el trăgea să moară, acolo era un pat așa de persoană, și pe sobă era o altă sobă, era o sobă cuplită așa și cu cuptor așa, și se bea două oale. E încheia îmi zice, uite, de pe sobă, da, zic, bă, două oale, și gândeați că una e carne de găină și una e carne de porc. Și să-ți fac mamă, copilul mai ești tiet, mamă, tiet. Că dacă neata așa ai gândit că așa e bun, treaba neata, le dai neata socoteală înaintea, în Dumnezeu, nu eu. Și ce vi s-a întâmplat că doctorul v-a spus lucrul ăsta să nu mai consumați carne de porc? Ați avut o boală sau? Nu, oricât tensiunea și eu n-am boie. Ai văzut? O accident vascular cerebral. Ați avut accident vascular? Cerebral. Și cum s-a întâmplat? Cum așa? Mă duc la născut, cad în com, mă paralizez, mi-a partea stângă. Așa. Și eu sunt un sfert de om, că atâta sunt numai mâna și... Și capul pot nu ceva normal, că și aici s-o scurtat în doale, s-o topi mușchi. Jumătate nu mai puteți mișca? Ba, atât. Atât mâna stângă și piciorul mir, dar și acolo s-o scurtat în doale, s-o topi mușchi. Așa mai puteți. Și nu pot, și picioare, nu pe mâna asta nu pot face nimic, ne-ai strâmbă. Și acum o strâmbat-o. Aha. Boala. Și ați avut operația? În 93. Aici, la cap, da? În cap. Acolo. În același testament din comă. Așa. Deci, când au văzut că a venit a doilea zi dimineața, să vadă ce e cu mine. Când mă duce, mă întreabă pe mine, zice, nu iese nimeni cu mult. Dar este o femeie că, băgată sus la oxigen, în comă. Când se duce, eu eram așa. Mă pune repede din mașina de salvare, mă duce la Suceava să-mi scoate prin cezăreană fetița. Da. Și fetița o bagă la cubator, și pe mine mă trimite, nu știu cât mă sun la Iași, eu eram în comun, nu știu cât. Mă sun la Suceava și mă trimite la Iași la o terasă de creier. Pe creier. Și mă operează pe creier și stau tot acolo în spital în Iași până mi-a revenit din comă. Și pe aceea mă dă iar la Suceava și pe aceea iar mă duce tot așa într-un spital în altul ca să... Nu, au făcut și experiență doctorii pe mine. Să vadă dacă rezist și cât rezist. Îmi spuneați că doctorii nu vă da șansă de viață. Doctorii au spus așa. Nu are, nu mai, nu, mor, mor. Și totuși, dacă doctorii au spus că nu aveți șansă de viață și poate oamenii din jur și da, poate chiar și din familie au spus că lasă că moare și nu mai trăiește, cum, ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat, dar eu ți-am spus. Când am văzut că eu n-am nicio nici la dânsul, nicio crezare, așa, frate, am spus, Doamne, ia-mă, Doamne, ia-mă. Așa v-ați rugat? Da. Am spus, Doamne, ia-mă, că vezi că nu mai pot. Doamne, nu mai pot. Și a spus Dumnezeu, zice, nu faci tu și vrei cu viața ta. Și am zis, că eu sunt în spital, zic, câte pastilele tău, nu știu de ce, eu tăci odată și am spus, nu faci tu și vrei cu viața ta. Nu faci tu și vrei cu viața ta. Și a spus, Doamne, atunci am spus, Doamne, iartă-mă și voia ta să fac mai departe. Eu nu pot. Faci nică. Când am văzut că nu mai pot, frate, lasă când dai, mă sun tu când poți, când nu ești la volan, se spune eu așa. Și credeți că Dumnezeu v-a ținut în viață până acum pentru că a fost voia Lui și pentru că a dumneavoastră să încurajați pe cei care vin în vizite? Nu știu, eu... Că am înțeles că vin tare mulți în vizite la dumneavoastră și în loc să vă încurajează ei pe dumneavoastră, ei pleacă încurajați dumneavoastră. Nu știu, eu, de asta nu știu. Eu, cel puțin, eu și știu și mă duc și capul și aia spun. Mai departe, fac
Șorzeșe. Da, și spuneați despre faptul că ați născut o fetiță. Și ce s-a întâmplat cu fetița respectivă? Fetița, pentru că eu am fost în comă, o lua toată boala de la mine. Așa. Eu am căzut cum piste noapte, așa, și a doilea zi dimineața a venit bărbatul, nu-ți vadă și așa cu mine. Și când cum v-am spus că nu mă găse și era băgată în oxigen sus. Aha. Și o lua de la mine toată boala. Deci, na, dar ai văzut-o acolo, era cu mânuț, piciorușul, da, bune, toată întreagă. Da. Ci folos că buzile erau finite, una cu inima. Cu inima bolnavă? Da, cu inima, da. Inima mărită, ficatul mărit, tot, nu a fost, nu era vesti sănătoasă. Nu avea vesti sănătoasă și eu am zis, Doamne, voia ta. Dacă vrei să mai iei, ia-mă, dacă nu, voia ta. Eu ne-am făcut datoria. Da. De soție, am vrut să am copii, da. Am zis că aceea nu-i noră, că nu se trece socra și socra mi-a făcut 14. Dacă e urgent, te-ți răspunde. Da. Sora Cristina, am musafiri, nu-ți supăra. Cu cum au unii de la misiunea Bucovina la mine, doi frați, și tocmai eram în convorbit. Și acum să revenim înapoi. Spuneați de fetița dumneavoastră, cât timp a trăit după ce s-a născut? Din iunie până în august. Atât? Pe 22 iunie am văzut la născut, n-am născut în ziua aceea, a doilea zi, când am spus că în cursul nopții am căzut în comă, da. Și a doilea zi m-a operat, adică m-a operat la Suceava, m-a dus la Suceava, că aici nu faceau cezarienii doctorii la Rădăuț. Aha. Și m-au dus popus în mașină și au cu sirenele pornite până la Suceava m-au dus și acolo v-au băgat operat, mi-au scos fetița și nu știu cum m-au dus atunci, cum m-au mai lăsat la Suceava, că nu știu că eram în comă, că nu știu nimic. Da. Și mă trezesc în Iași, din comă, la 3 săptămâni. Da. Și după aia ați venit înapoi când a murit fetița acasă? Nu, sau? Când a murit fetița a fost așa. Eram în casă eu cu mama și vine Petre, rebi. O face să mami să iasă în hol, iasă mama întinde și șo. Da, n-am înțeles, că eram plăia pe pat. Îngăgeam așa, n-am înțeles ce așa. Vine el și îmi spune, zice, a fost, zice, cu fetița la doctor și a spus doctorii că are o boală. Tu transmiți la mine boala mea la dânsa, de la boala mea la dânsa, așa, și nu mai are nicio scapare. Și pe urmă a spus, zice, că a luat-o Domnul Iisus. Am înțeles. Am plâns. Am spus, ne-am dorit o fetiță. Da. Ne-am dorit un copilaș. Dacă el nu a dorit-o, el a vrut băiat. Că vrea băiatul. I-a spus, mă, Doamne, iată, mă, nu mai luat, nu mai luat însărcinată, nu mai luat nimic. Tu ești. Nu că el vrea băiatul. Na, bun, eu ți-am spus, eu nu... Și până la urmă ce de Domnul aia îi. Auzi, ai să dar spui ceva. Și tu, o sfat la baba. Și tu dacă ești căsătorit. Da. Dacă ți rămâne soția însărcinată. Fii atent aici. Să nu zici că vrei una sau vrei alta. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu că a rămas însărcinată și îți aduci un copilaș. Uite, sunt surori, uite, am pe lista de rugăciune, am așa, Estera, Mirela, Veronica Radăuț, Veronica Cajvana, Mariuța, Miriam, Țuca, Coca, fel de fel. Dar ce listă de rugăciune aveți? Stai să-ți mai spun și asta. Am așa, stai să vezi. Vin la mine niște frate din fratele tău vechi, Și cum ai niște frate așa și zice, cum tu, soră, la ora asta și nu ai telefon? Frate, dar eu, că tu, zi, tu, că dezapașit, eu strâng din prima zi. Da, soră, ți-mi minte poezii de zei de strofi, nu ți-mi minte cu câteva butoane. He, vrei să trag la umbră? Dar eu zic, nu vreau să trag la umbră. Și, soră, fii atent aici. Și de aceea nu-i telefon. Îi lasă banul taxi-o casă, chiar pleacă în Spania. Și îi spune, și tată, mergi la Acostișa. Da, unul la Costișa. Merg la matușa Ana, că mama lui e din Costișa. Așa. Și zice, merg la matușa Ana și te iau băiatul ori fata și te duci la Doluța. Duci la Doluța și duci telefon.
E un telefon simpluț, așa, nu prea complicat, sofisticat, și doi și doi. Mai bine, oprește pe mașină la fată, vai fratelor, vine soară, mă trebuie băiatul să-ți aduc telefon. Și m-a trebuit și n-am scăpat. Da. Și după aceea vin la mine surori, din Maneu, de prin toate satele așa. Și una o soră din Maneu zice, soră, ce ai telefon? Da, nu ne dai nou numărul, zgrim, nu vrei să ieși cu noi. De eu zic că fii atent aici, când aveți mai multă treabă, atunci vă sun eu. Că eu atunci vreau somnul ca să-l fugăresc, și să... Să convorbiți. Vreau cu cineva. Și apoi îmi spune, tot sora aceea, sora Ileana din Maneu, îmi spune, zice, soră, vreau, zice, pe un cer de rugăciune. Doar la nouă, să ne dea cineva bip și să ne punem pe genunchi ca în valădură. Așa. Și eu de zic, sora, are și iba la bip? De aia zice, vai, zice, bărbatul nu-i pocăit, zice, și unii prind și eu un colțor, acolo mă pun și eu, mă rog. Dar eu zic, soră, fii atent aici. Cât dă Dumnezeu sănătate babii și telefonul? Promit că eu dau. Cam eu, om, așa e de treabă, șede acolo un album, fără niciun stres. Nu-mi zice un cuvânt. Și dau telefon. De atunci din Suntem în 2023. 2009. 2009? Da. De atunci până acum? Da. Ce de rugăciune? Da. Aveți o listă cu cauză? Uite așa ea. Da, Camelia, Fieruța, Trandașira, Catrina, Viorica, Cheța, Zanfira, Valentina, Maria, Cuța. Toate astea sunt cauze de rugăciuni? Nu. A, împreună vă rugați. Le dau eu bip la ora 9 vreo ceva. Deci e valida bip. Am înțeles. Și ca până la 9 ele să-și gătească treabuturile la ora 9 pe genunchi. Pe genunchi. Și? Aveți cauză pusă. Avem cauză. Și uite chiar sora asta care mă cheamă Cristina și are o prietenă vechi și vine sora Carmen la mine și spune, zice, îi spun de rugăciune și a soră, vrei să dau bip și așa? Și soră zice, am o prietenă, Monica, în Oradea. Are un băițel, un singur băițel, cu micul bărbat, sunt pocăit. Zice, și-a căzut și-a făcut un cancer la o rană, la un genunchi. Și românul, imediat, se taie piciorul și așa. Soră, pune și surorile din cer de rugăciune să se roage, să nu-i taie doctorul piciorul băiatul. Și eu îi spun, surorile, am surorile, neaz, așa, atât așa, ne unim așa, îi spun așa, rugăți-vă pentru Teor Andrei. Și Dumnezeu îi dă în gândul cel bun tata băițelul, așa, care nu-i pocăit, cred că nici acum nu-i pocăit, că el nu s-o lasă de-a lui. Așa, și vindic casa, și știu un apartament mai mic, cu două camere, trei camere, așa, și e cu restul banilor se duce în Italia, băiatul la doctor. Așa. Și acolo, doctorii, eu, na, ce-o făcut acolo, dar oricum, nu i-o tăia piciorul băiatul. Nu. Nu. Și băiatul merge, îndrădează pișorutele lui, și, na, urc pe scările până la apartament, face și trebuie așa, și-o făcut, era atunci la școală, că atunci avea 7-8 anișori, nu știu sigur. Așa. Așa a lucrat domnul și... Și, uite, și pe aceea să-mi spune sora, că mi-a zis, soră, și frate, țorul Andrei, eu așa ziceam de frățiorul, și mai faci frățiorul Andrei. Frățiorul Andrei zice, după operație, după tătește așa, se gândea, zice, mama lui Monica, zice, oricum s-a dat jos din pat. O spus, o s-a dat drept de jos, o l-a pus curjutul sub soare și a plecat băiatul. Și de atunci merge picioarele lui, eu am făcut citostaci de astea așa și-a căzut părul, tot așa. Da. Au început a-i trește sprâncenii când râdeau fetele la școală, cum să-i pensat. Așa, și băiatul e sănătos. Slavă Domnului. Și uite așa face baba. Ne-a spus un pic mai înainte că, na, doctorii nu vă da șanse de viață, poate familia tot așa nu a crezut că o să rămâneți în viață. Nici dumneavoastră n-ați crezut, din contră v-ați rugat ca să plecați la Domnul. Uitați că Domnul a avut un alt plan și planul Domnului a fost ca să rămâneți în viață. Și poate exact pentru vremea asta sau pentru vremurile astea, ca să aveți o listă de rugăciuni, să aveți o echipă așa de rugăciuni cu care să vă rugați și să Dumnezeu să facă minuni, să fiți un mijlocitor. Fratele ăsta, Sorin, cum îți spun așa, vine pe zi la mine așa, și spune, zice, soră, zice, am o fetiță bolnavă, 2 ani și 8 jumătate avea, așa, zice, are leucemie.
în spital, la, în Anglia. Zic, ce are eu ce nu e. Deci, frate, practic, eu mă rog. Mă rog pe fetița ta. Și ne rugăm. Ca să îmi spui el. Și vorbesc eu cu sorul de-a lui. Îmi spun, Daniela, știi ceva? Hai să ne rugăm. Da, ne rugăm, ne rugăm. Hai să până și o să te fie. Când vrei, când poți tot, nu știu. Hai, cât poți tu, hai că ai ți-a copii și așa. Cât poți, măcar jumătate de zi, măcar jumătate de zi, hai. Și ne-am pus și ne-am rugat, postit, ca să-mi spui tata, fetiță, îmi spune, zice, s-o mira doctorul de repede, lucrează tratamentul. O spus, zice, fetița e sănătoasă, merge la școală, acum n-are nicio problemă. Cum a lucrat Domnul, deci Dumnezeu face minuni și astăzi. Dar Dumnezeu... Are toate posibilitățile, dar preferă să lucrezi pe oameni. Un ticălău ca mine, un vrednic ca tine. Și credeți că Dumnezeu cheamă tineri și nu doar tineri, să fie mijlocitori? Mai mulți? Dumnezeu n-are copii șoneri. Cât de puțin da faci ceva. Așa e? Da. Uite așa, o babă ca mine, un sfert de om, un babă ca mine. O babă ca mine. Dumnezeu a spus, zice, am pretenții să mă slujești din fapt. Am spus, Doamne, cum? Că unii mă duci și unde vrei să merg, așa mă duc, spun poeziile care le știu și care le țin mai minte, așa. Da. Și asta spune, vine sora și cu cercul de rugăciune și Dumnezeu lucrează. Eu sunt un micuț șurubel, în toate angreajul tatii, știi? Da. Eu sunt un micuț așa, o babă așa, tierburetă. Și știți și multe poezii, am înțeles că aveți și poezii cu multe strofe. Și mai lungă poezii cât are? Am învățat și de 90. 90 de strofe? Da. Dacă eram tânăr, am eu m-am rămas așa, mă șerg 70 de strofe și altele mai scurte. E s-o șters la discul la mine, coma, eu știu, s-o grămadă. Coma, dacă nu era coma. V-a afectat mult. Da, eu știu, memoria așa. Da? Bună așa, mulțumesc, ați putut zicere. Ați spus despre rugăciuni ascultate, că cum Dumnezeu vă răspuns la rugăciuni și vă da biruință, dar aveți și rugăciuni neascultate? Am spus, Doamne, când am văzut că nu mai am nicio nilă de la bărbat, Doamne, ia-mă, Doamne, că vezi că nu pot face nimica, nu pot lucra, nu mai pot face copii, nu, pentru om ăsta așa, blus. Așa. Și am zis, Doamne, ia-mă, Domnul Dumnezeu, ce nu faci tu ce vrei cu viața ta. Eram în spital, am zis, zic, așa, strâng tăi patele, nu eu dimineața, nu eu de seara, și într-o noapte m-am duc cu tăi odată și așa am plecat. Nu faci tu ce vrei cu viața ta. Și am zis, Doamne, iartă-mă, 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 și îndură-te și ajută-mă, stic postul așa cum pot, un sfert de om, frumos. Că doar și m-am mâna dreaptă și capul îmi pot nici ca normal. Și cum vă descurcați? Uite așa, cu ajutorul tatei. Mulțumesc tatucul zicei. Mă duc în cu, mă trag în coace, vine pătura iar, am înaintea băgat-o aici așa și iar eu ieșit. Mă trag în cu, mă trag în coace, mă duc acolo, trebuie să vezi cum pun eu și foc, dar mâine lua de amnite și le pui la loc. Da, le pui la loc. Când le pui la loc, îți arăt cum pun eu foc, cum fac eu focul. Așa, ok. Bun, bun, așa. Și aici faceți și mâncare aici, da, e masa, am mâncare, dacă am vreo două ouțe sau ceva, așa le pun, am bucătușa la micuț, în capul astru ouțe, le fierb două, le mănânc în seară, două le las pe dimineață. Nu mănânc, eu mănânc ca să trăiesc, nu trăiesc ca să mănânc. Aha. Că dacă nu, mă fac cât ca asta poporul. Sau cât Rusia. A, și mai bune, și mai bune în comparație. Da, și mai bun, uite, nu știe. Acum, la final, transmiteți un cuvânt de încurajare pentru tineri. Încurajarea e așa. Un sfat. Că dacă ești sănătos și Dumnezeu nu se poate, nu se dat un dar. Nu se poate. Când te rogi, spui o poezie. Dacă vrei spui poezie, vin la baba, că baba îți spune numai de una de 70 de strofe. Aveți și multe caiete aici, cărți și de tăti. Spune-mi ce pot face cu o mână și o fac. Spune-mi. Mulțumesc Dumnezeu că îmi cuvânt. Știi? Uite, bibliuța, am o bibliuță săracă, mai are joie cu ei, după cărți. Așa. Să-ți o arăt eu. Uite, n-a părut că a citit-o și a răsitit-o cam nu mai e o putență în ea mână.
Stai, am pus-o aici, așa că e tare, vai de capul ei. Și am pus-o să nu mai vadă nimeni. A, ce o ținez? Aici o țin. Uite aici așa e după asta, așa. Aici, patra așa, așa ieșută. Uite, atât am avut eu mișcă. Atâta, nu? Atât, uite așa. Uite așa. Eu am două viteze, încet și foarte încet. Uite așa e. Uite aici așa e, sărata micuță. Dacă ar avea gură, așa ne-ar trage o bajocură, uite. Amu nu mai putea sărăcută, noi puteam ține mână și am luat-o, am lăsat-o ca să nu... De când o aveți? E veche? Din 1986. Oh, de mult, de când erați da, copil? Da, când m-am angajat, era secția de cealaltă, m-am prezinit cu niște surori, cu niște fiate pocăite din... Nu știu cum era sora asta. La munte, nu știu unii. Și eu zic că el nu știu cum a fost vorba de bibluțe. Și ai bibluțe? Zic, n-am. Și dacă ți-a duc eu una, îmi dau 100 de lei? Da. Și îmi dau. Deci, pe Biblia asta a dat 100 de lei? Da. Alții au o grămadă de Biblie și nu le citesc. Alții le cumpără ca să poată citi. Nu mă interesează de altul. Dar vreau să-ți spun așa. Am citit-o până nu mai am puteam ține în mâne, văzut cum desprinze. Și mulțumesc, tati, îl văd. Slavă Domnului, puteți citi asta? Da, îl pot și în tătireale, dacă sunt tătireale, unii te duci. Da? Nu poți face nică. Așa e. Nu poți face nici trebuie de făcut. Da. Și continuați cu încurajarea sau sfatul pentru cei tineri. Da, nu se poate. Să nu ai, dar Dumnezeu tot dat sănătate. Ai ochi buni, mâini buni, picioare buni. Ascultă-mă ce spun. Nu se poate să nu ai. Așa e. Băi, dacă nu pot, marele predicator să mă... Așa, spuneați că dacă avem mâini, picioare... Nu se poate să nu poți face ceva. Nu se poate. Dacă poți lucra. Cât de cât. Măi, vorba aia. Nu poți, n-ai firma dita mai sau și nu știu ce. Măi, da, ai o casuță, ai un grajul ceva. Mai ții acolo o turmă de pui. Și tot faci ceva. Dai cine, pentru cine n-are, nu? Dai că să-ți spun ceva, nici nu pierzi dacă dai. Eu mă fac cu propria experiență. Am dat că nu știu cineva îi trebuia ceva așa. Și am dat, așa. Am ajutat. Dumnezeu ne-a dat mie, nu știu, nu îndoit. Poate trăit, ori împatit. Și am zis, Doamne, dar eu am dat atâta, am dat de puțin. Și tu, da, a venit un frate și îmi spune, zice, zic că nu știu ce a fost vorba de, zic, tata meu e bogată, el zice, are buzunările până la genunchi. Nu am buzunări, că mări nici aputi, ce vorbești tu de buzunări? Că mări nici aputi, ce vorbești tu de buzunările până la genunchi? Așa e, răsplătește Dumnezeu trura fiecăruia. Sigur că da. Da. Dumnezeu nu rămâne datori. Așa e. Sora Dora, ne bucurăm că ne-ați povestit din experiențele dumneavoastră, din mărturiile care le-ați avut. Domnul să vă binecuvintează, să vă întărească în continuare, să fiți tare, să puteți lucra în câmpul care vi l-a încredințat Domnul de slujire, prin rugăciune, prin poezie și așa mai departe. Eu dacă am timp, berichet. Nu, am mai ține memoria. Am pun să învăț. Mai greu. Și greu, că uită-t. La mie și realism. Ne puteți spune o poezie? Dacă te gândești să te grabești, spun una mai scurtă. Dacă nu, una mai lungă. Nu ne grabim. Nu vă grabiți? Nu ne grabim. Mă dau mai cu puneți-vă bine, așa? E bun și așa. Da. Ascultă-mă ce spune, foarte bun, uite, nu o putem întoarce. Întorcea cu cerceacul și aia. Uia. Da. Și mulțumesc, tate. Da, că pe drumul înainte. Da, amin, Doamne ajută. Atât? Da, ce face? Ți-am spus. Nu vreți una scurtă, mai lungă așa. Care? Avem timp. Nu scăpăți autobuzul, nu? Nu scăpăm, nu. Ne așteaptă. Bun, așa. Așa, care, stai să-ți spun ceva, am una, m-a luat frate de la noi și m-a dus la evanghelizare la Mădornești. Așa.
Și fratele conducător, pastorul, Ion Lavrii, te da. Așa mă spune, o rugăm, sora, să-i spui o poezie. Mă, și spun poezie așa de toate la pocăință. Așa. Așa scurt, de 70 de strofe. Așa, și? Da, frate, trurile, și-a putut, na, tăță, mă făcă și mie, spângă, plâns și eu. Și plâns, la unul mi-i spun, mă, frate, frate, cum e și poezie? Da, ai făcut tăta noarea, spângă și mai întrei, cum a fost poezie? Ia spune-ți-o pe aia. Câtă vreme nu s-a închis cartea mântuirii, cât Iisus mai poartă ren sângele iubirii, cât mai poate pârpâie jarul sub cenușă, stai și ascultă. Domnul tău bate acum la ușă. Dacă azi în preajma ta e că vrea să-ți spună, gândul cel mai însemnat, vestea cea mai bună, nu-l lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Iată moartea lui Adam, izgonit din slavă, inima îi tânjește în el tristă și bolnavă, căci trăind pe acest pământ ani de căință, 930 a luat ființă, de la el popoare întregi au umplut pământul, de păcat și de blestem, presimțim mormântul, și-a chemat Adam pe ei săi cap de ginți și nații, ce încheiau până la iaret nouă generații. Iată-i priveghind acum lângă trupul veșteț, pe când candela n-a murg pâlpie la creșteț. Paradis șoptește Adam, har al frumuseții, văi de flori și psalmi, pomul sfânt al vieții. Domnul mi l-a dat zicând, ale tale toate, fii stăpân și domitor în eternitate. Numai pomul cel oprit să nu-ți fie partea, că-și vei ști ce-i bun, ce-i rău, că-și vei ști ce-i moartea. Dar la șoapta celui rău, conducit de harpe, am uitat de Dumnezeu, amăgit de șarpe. Domnul m-a gonit din rai, mi-a luat cu mâna, paradis cum te-am pierdut pentru totdeauna. Tac bătrânii, iar eret tânărul îi spune, cum pentru un păcat atât să te strângi străbune? Da, pentru un păcat atât a șoptit străbunul. Nu vezi ce rodit de atunci un păcat doar unul? Și pe buze mare încet șoaptă după șoaptă. Iată înger din adânc colo jos mă așteaptă. Capul se apleacă în piept, mâna se destrânge, plâng bătrânii sub stejar, turma mică plânge, pe când negri îngeri duc în adâncul gumii, trupul cel din tâi creat, patriarhul lumii, trist adânc, șeol tăcut de sub umbra mării, continent necunoscut, țara uitării, fund al negrului abis unde în orice clipă, mii de năzuințe își frâng fragedă aripă, setea noastră de păcat a umplut cetatea, neascultarea tuturor, fala, nedreptatea, urăciuni ce vor primi iadul ca răsplată, Doamne, nu se va găsi nicăieri vreo plată ce-ar putea răscumpăra oamenii luminii. Zi de april, un aspru vânt legăna smochinii. Sus pe deal cu chip ciudat, sub de priveghere, iată-l țintuit pe lem omul de durere. Om deprins cu suferință, vai, întoarce-ți fața. Nu-l privi, că-și te înfiori, se stinge viața. Numai sânge, numai rând, ce păcate grele l-au adus între tâlhari, ce blestem să spele. Împrejur cei înțelepți lovesc cu gluma. S-a încrezut în Dumnezeu, se coboare acum. Unul din tâlhari în jin s-a întors să-i spuie, dacă ești Mesia, tu smulge-ne din cuie. Celălalt se încruntă trist, nu te prinde teama, pentru tot ce a făptuit drepte să dăm seama. Dar acesta fără vină toate le îndură și întorcând către Iisus ochii lui de zgură, Doamne, când vei fi împărat să-ți aduci aminte, de-o fi țărână în grădin, de-o fi col fierbinte, să mă chem să-ți văd și eu slăvile senine. Și-a răspuns atunci Iisus, azi vei fi în rai cu mine, numai tu, sărman tâlhar, vezi lumina sfântă. Topaițul cel stins, trăistia cea frântă, cum nu văd cei înțelepți, doctorii, soborul, preot, nu vedeți în el răscumpărătorul? Când Avram a scos cucitul fiul spre străpunge, Domnul l-a oprit, destul, nu-l lovi, ajunge. Azi când tatăl pentru voi, fiul își jertfește, nu se aude niciun glas dintre voi, oprește. Vai acel ce ne-a creat să ne poarte vina, ori voi nu strigați, destul, el ne-a dat lumina. Voi leproși ați uitat trupul plin de sânge, dacă voi nu veți striga, pietrele au să strige. Paturile în care trici mai zăceau ologii, corpul în care l-așteptau orbi sinagogii, cârlele lăsate în drum, pești din pustie, giurgiurile ce-au rămas goale în sicrie, cum să moară, chiar Iisus, el cel fără pată, dar a mai iubit ca el cineva vreodată, pe-a cui piept ce-au mai lăsat tâmplă ucenicii, cui au pus veșminte în drum bespăim vinicii, cui Marie i-a jertfit lacrimi la picioare, înfioare-te pământ, stinge-ți raza soare. Eli, Eli, pentru ce ți-ai întors privirea? Sunt un vierme, nu un om, m-a ajuns pe irea. Tauri negri din basam m-au străpus, mă doare. Mi-au făcut izvoare în mâini, râuri în picioare. Își împar veșmântul meu aruncându-și sorții. Eli, Eli, m-ai adus în țărâna morții. Ce ciudat, în plină zi s-a noptat în țară. Stâncile scrâșnesc în munți, templul se înfioară. Oamenii se bat în piept căutând o rază.
Ce aveți voi, bătrâne culmi? Ce fior de groază? Iată sorii morții vin din adânc grămadă să coboare pe Iisus cea mai scumpă pradă. Vin ca lupii când furiși dau tăcoale stânii și se apropie oricând dealul căpățânii. Sus la cruce, dar un glas a vrădavă Duhul. Tată, îmi încredințez mâinii tale, Duhul. Cinste jertfe lui Iisus, El s-a dat ca plată. Prin credința în El de acum viața e câștigată. Mii de îngeri spre Iisus și îndreaptă zborul. Aleluia, a învins mielul Salvatorul. Și deodată din adânc sub noianul mării, unde dorm de mii de ani umbrele uitării, zor de zi dezvăluiesc noaptea cea grozavă, vine soarele Iisus îmbrăcat în slavă. Șirul negrezac în giulgiul, dar ca un tezaur, cei aleși au fost păstrați în sicrii de aur. Și acum plic peste, sar unul câte unul. Vai ce somn tresare Adam și-a sărit străbunul. Cum strigă, Domnul meu, alergând spre dânsul. Îngerul tresare Avram, podit din urmă prânsul. Domnul Dumnezeu din rup, sare moi să întreabă. Căpetenia oștirii, eu s-o întreabă. Eu sunt veșnicul cuvânt, pomul sfânt a vieții. Unsul cel făgăduit, astrul dimineții. Mielul cel înjunghiat, marea despărțită. Mana care v-a hrănit, stânca cea lovită. Filul al cărui tron e chemat tot omul. Prorocul cel vestit Deuteronomul, căci atât de mult iubit Tatăl lumea întreagă, că a dat ca preț al ei pe o draslă dragă. Și-o pornit curând spre cer, larg buiește zarea, moartea prin Adam venit, prin Iisus iertarea. Și de atunci de când Iisus a murit pe cruce și a înviat a treia zi, sufletul se duce. Nu în jos, ci sus în cer, în divina-i taină. Lasă trupul pe pământ, lasă-l ca pe o haină. Ne va fi redat curând, sus de grânarul. Sus în cer, în paradis a fost dus tâlharul. Sus în cer, văzut Ștefan, tronului de porfire. Petru sus la el privit când în răstignire. Și sfârșit pe acest pământ, lupta lui cea bună, Pavel sus la el primi slavă și cunună. Frații mei, să sune în larg bolta cea albastră, de cântări și băieți plini, viața e a noastră. Lutul când se întoarce lut, ca să-l ducă în somnul, noi suntem întâmpinați de Iisus, de Domnul și de îngeri scripitori solei dimineții, ce ne duc în paradis în cetatea vieții. Astăzi, dar, prieten drag, cât mai este milă, cât iertarea nu și-a închis cea din urmă filă, cât iertarea nu și-a închis cea din urmă filă, cât al neamurilor timp că nu se curmă, cât Iisus mai poartă în rând stropicei din urmă, nu-l lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Iată, El a și-a întors către tine fața. Omule, fii înțelept, azi primește viața. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ce mesaj profund are poezia asta? Domnul să vă binecuvintează! Mi-a plăcut și am învățat cu sânci cu iertare. Ți-am spus în bolos, frate, la... așa a făcut și la Donești. Am dat apă la soare. Da, am zis că, frate, zic, se face de la intrarea în adunare o rampă așa, directă, că în caz că ceva nu-ți place la poezia mea, numai să-mi faci vântul până jos, să nu mă opresc. Da. Am la final, o să încheiem aici. O ultimă întrebare o să vă adresăm. Prin toate necazurile vieții, prin tot prin ce ați trecut dumneavoastră până acum, până astăzi, ați simțit ajutorul lui Dumnezeu? Nu mai ajutorul lui Dumnezeu. Nu mai. Că dacă nu era El, din partea mea eram de mult. Dar totuși, când Dumnezeu are un plan, se schimbă lucrurile. Nu e problema de asta, e problema așa. Pe când eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, înainte să fi fost una din ele. Ce părere îți dai? Aici e de drumul. Da. Am neajut. A, cât vrei tu. Tu, nu. Amin, amin. Încheiem aici și spunem ca Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și pe toți cei care vor asculta o parte din mărturia sau chiar toată mărturia.